Tăierea copacilor din cartierele câmpulungene a devenit o obișnuință pentru Serviciul pentru Administrarea Domeniului Public și Privat, acoperiți de solicitările unor locatari și de răspunsul favorabil al locolului Silvii Câmpulung privind marcarea acestora, procedează la doborârea arborilor. Cu toate că nu toți locatarii sunt de acord cu aceste tăieri, nimeni nu ține cont de doleanțele celorlalți. Așa s-a întâmplat și astăzi când 6 brazi din spatele blocului D1 din cartierul Grui au fost tăiați de ADP-ul Câmpulungian. În urma unei înțelegeri între locatari, se convenise ca numai 3 dintre copaci să fie doborâți, iar cei care se aflau mai departe de bloc să fie salvați. Numai că ADP-ul nu a făcut concesii. Unul dintre locatarii nemulțumiți de acțiunea serviciului subordonat primăriei ne-a relatat nemulțumirea sa. Supărarea mea este că a tăiat acest braț, care eu știu de când 10 ani după ce am venit eu aici la bloc au fost plantați. Am așteptat, i-am udat când a fost secetă, am avut grijă de ei și acum dintr-o dată să-i taie. Sub anumite pretexte, începând cu faptul că face igrasie la bloc, e un singur apartament care are igrasie, dar această igrasie este dată de ploaia care pică de sus, pentru că șarpanta la acoperiș e prea aproape de bloc și toată ploaia de acolo pică și se vede și în momentul de față. Mai a existat o acțiune, adică, cum să spun eu, acest braz a fost tăiat în urma unei sesizări făcute de un vecin de-al meu, care s-a dus pe la toți vecinii, inclusiv cei din spatele blocului, care n-au nicio treabă cu acest braz și au semnat pentru tăierea acestor brazi. Eu nu știu pe ce bază au semnat, fiecare a trecut câte un motiv. Unul a trecut un motiv că sunt canale de apă și de gaz, unde nu există așa ceva sub acest braz. Altul a zis că sunt pe trotuar. Nu există trotuar în acest loc. Alții au zis că fac umbră la locatari. Deci până acum niciun locatar nu s-a sesizat, ba chiar au tăiat crângile care i-au deranjat cei care erau aici și n-au zis absolut nimic. Singurele persoane de la etajul 1 și 2, unde erau cărțile apropiate de geamuri, nu locuiau la aceste apartamente. Adică sunt apartamente care de ani de zile nu vine nimeni la ele. De la primărie ce vi s-a spus? De la primărie mi s-a spus că doamna primar e plecată, că domnul viceprimar e tot la fel în concediu și mi-a dat telefonul lui domnul Ciortan. Domnul Ciortan, care e șeful cu tăierile pe Câmpulung. Domnul Ciortan, i-am explicat despre ce este vorba, ne-am întâlnit aici în Grui, am venit cu cineva de amarcat. Înainte să vin eu eram la cumpărătură în această perioadă, dar mi-a arătat, uite, brazii sunt marcați, dar zice, putem să facem o hârtie, o semnez și toate pagurile care vor fi în urma acestor brazi, pagubă datorată acestor brazi, o vei plăti. Zic, da, domnule, tăiați-i numai pe cei 3 care oamenii zic într-adevăr că îi încurcă și lăsați-i pe cei 5 brazi care sunt în dreptul meu și răspund eu de ei. Azi dimineață m-am pomenit, am auzit zgomot de drujbă, a început să taie, am coborât repede, domnul Ciortan mi-a dat între timp telefon și a zis să mut mașina că cheamă poliția, au sărit toți pe mine, am mutat mașina și în felul ăsta au fost tăiați absolut toți brazii. Am încercat să luăm legătura și cu Ion Ciortan, șeful serviciului Spații Verzi, dar în momentul în care am ajuns la fața locului, a plecat în grabă.